Buonasera a tuturor! Recenzia de astăzi va fi la o carte amuzantă și interesantă, numită Eleganța Ariciului. A apărut în anul 2020 la editura Nemira și este scrisă de Muriel Berbery. Este o carte filozofică, ne face să ne gândim la multe aspecte interesante. De exemplu, puteți afla multe lucruri despre comportamentul pisicilor. De asemenea, multe prejudecăți ale societății moderne se află în carte. În prim plan avem o fetiță de 12 ani care este foarte inteligentă. Nu-i voi menționa numele, deoarece îl aflăm abia la jumătatea cărții. Familia ei este foarte bogată și locuiește într-un bloc luxos. Cu toate acestea, nu se consideră mai bună decât ceilalți. Mi-au plăcut replicile amuzante dintre ea și membrii familiei, dar și gândurile ei cu privire la aceștia. În paralel, ni se prezintă viața portoreschii de la acel bloc. Ea, deși are o meserie nu foarte solicitantă, este o persoană foarte inteligentă. Îi plac mult cărțile și are o viziune nouă asupra lumii. Mi-a plăcut foarte mult cum a făcut din ceva atât de banal ca viața cotidiană o poveste captivantă. Nu vă pot spune mai multe, pentru că v-aș strica surpriza. Vă spun doar că eu am pornit cu așteptări foarte mici, neștiind nimic despre subiectul cărții, întrucât nu are o descriere pe spate. Vă recomand cartea dacă vreți ceva cu totul nou în literatura modernă. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt. Pe blogul meu, brienlandia.ro, voi publica și câteva citate din carte. De asemenea, urmăriți-mă și pe Instagram la contul Brienlandia. La revedere!